Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici un Golden Chest de deschis, care are 592 de gold, 5 High Spirit, Giant Snowball, avem Barbarians și Elixir Golem. Ok, mai avem aici un reward, e vorba de o epică. Și avem un Poison. Ok, foarte aproape să deschidem și acest reward, să colectăm cei 500 de gold. Hai să deschidem acum un Crown Chest. Vedem, are 1196 de gold, 2 gemuri, Fire Spirits, Bats, Royal Delivery și Musketeer. 13 bucăți. Ok. Da, vedem că am strâns și reward-ul de 500 de gold. Mai avem aici free chest pe care l-am colectat deja, silver chest-ul acela. Și sunt două oferte cu emoturi la 500 și la 1500 de gold. Băi, e un pic cam mult ăsta. Da, n-o să le cumpărăm. Ok, hai să și donăm și vom începe cu meciul la War, probabil. Hai să vedem ce deck putem să ne facem. Avem Golem, avem Mega Minion, o să luăm și Fireball și Arcașele, Bomber, Arrows, Rascal și probabil Poison. Deși aș prefera un building, o clădire. Da, ar merge și Minion Horde, dar e puțin riscant. Așa că mai degrabă luăm Poison-ul. Chiar dacă nu avem building, cred că putem să ne descurcăm cu Rascal și cu arcașele și cu spellurile astea pe care le mai avem pe aici. Mai ceva, nu știu, să luăm ceva de level 11. No, hai să luăm totuși Poison-ul. Bun, și eu zic să-i dăm drumul la meci, să vedem cum ne descurcăm în acest war. Ok, și avem un oponent tot de level 12, ceea ce e bine. Punem Rascal și din spate, astfel încât arcașele două să se despartă acolo în cele două direcții. Ok, hai să punem un Poison pentru acel Wizard. Ok, și probabil va reuși să ajungă și pe turn. Nu reușește. Spunem bombă aici. Scăpăm cu două hituri. Ok, o să dau un fireball pe acel. Pe acel Tesla, dar. Băi, sincer, mă așteptam să dăm un pic mai mult de meci. Dar e ok și așa, o să punem arcașele aici și vom pune Rascal și pe acel. Ok, băi, Wizard-ul ăla o să ne facă multe probleme în acest match. Dacă vom pierde din cauza lui este pentru că avem multe trupe care sunt vulnerabile la Wizard. Chiar și Bomberul. Cred că îl face Wizard-ul cu două hituri. Dar ar trebui să ne folosim mai mult de gole. Hai să-l punem aici, poate. Da, atrage acel. Cea Valkyra. Să punem aici arcașele pentru acel. Băi, și are și Arrows, are și Wizard. Asta e destul de rău. A trebuit să jucăm super defense, deși nu știu cum putem să scăpăm de acel Hog. Nu prea avem cu ce să-l oprim. Na, o să dau Arrows aici pentru acel Wizard. Punem arcașele, punem și bomborul. Și punem aici Rascal și. Oh, și ce prost i-am pus! Ce
prost i-am pus, am pus fix pe freeze, pe Eros, când a dat Eros-ul. Da, și nu prea avem cum să oprim acest hog. Cum era bun un building? Era bun un building. Da, și probabil va da Eros-ul și și-a câștigat. Da. Am pierdut acest meci la War. Da, asta e. Nu putem câștiga mereu. Haideți acum să jucăm și câteva meciuri. Vedem că a început Golden Rush-ul și putem strânge o grămadă de gold. Ok, începem cu arcașele probabil. Hai să punem aici hog-ul. O să pun și Valkyra între acele trupe. Chiar are prințesa acolo. Să dăm Erosu și dacă întârziam un pic cu el am fi scos și fare spiriturile. Ok, am pus aici un Tesla care a reușit să scoată Valkyra. Așteptăm să avem din nou elixirul pe full. Pornim iar cu arcașele din... A dat fail cumva? Sau mi s-a părut? Păi fogul, trimitem și... și mini-peca și cu un freeze aici ar fi... Ok, suntem bine. Punem Tesla. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Hai să începem din nou cu mini peca din spate. Trimitem hog-ul, punem și freeze-ul acolo. Da, trebuie să scăpăm de acea Valkyra. Și hai să vedem dacă reușim să facem un push puternic aici. Da, și ajunge mini peca-ul pe turn. Reușește să dea un singur hit, din păcate. Dar... Holy fuck! Avem nevoie de o rachetă pe turn și vom obține victoria. Da. Și reușim să obținem victoria, primim un golden chest și 400 de gold. Ok, hai să mai dăm un match. O să dăm un Royal Delivery Drop. Și avem un adversar de level 11. Asta e bine. Am pus arcașele acolo în spate. Și scăpăm de primul. Nu va scăpa și de al doilea. Probabil ne va scoate arcașa. A, nu. Am scăpat cu arcașa în viață. Trimitem acum Valkyra. Și vom da un freeze aici.
Să vedem, punem pe ăsta. Da, și aproape am doborât King Tower-ul. Mai avem nevoie de ceva damage acolo, dar cred că vom... cred că vom reuși să doborăm turnul. Hai să trimitem Hog-ul. Pregătim și freeze-ul și ar trebui să doborăm acel turn. Da, reușim chiar cu trick round să obținem victoria. Primim un silver chest și 44 de gold. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!